Bună dimineața! Prin dispoziția domnului primar, numărul 1075 din 22 decembrie 2022, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pe luna decembrie. La ședința de astăzi lipsesc motivat doamna consilier local Matache Oana, domnul Dobre Cristinel și domnul Cojocaru Teodor. Avem cvorum statutar, ședința poate fi ținută. Vă rog să votați procesul verbal al ședinței anterioare. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Având în vedere că președintele de ședință ales pentru luna aceasta lipsește, s-a inițiat un proiect de hotărâre prin care, pentru ședința de astăzi, va fi ales președinte de ședință domnul consilier local Ionuț Sorin Apostu. Un proiect de hotărâre prin care s-a propus aprobarea alegerii dumneavoastră. Vă rog să votați proiectul de hotărâre pe care l-am amintit. Domnul consilier local Ionuț Sorin Apostu a fost ales președinte de ședință pentru ședința ordinară de astăzi. Pentru acest motiv îi dau cuvântul și vă mulțumesc. Domnule președinte, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnul secretar general, mulțumesc, dragi colegi. Așadar, vă supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, ce cuprinde 28 de proiecte de hotărâre, inclusiv proiectul privind capitolul diverse. Vă supun la vot ordinea de zi, vă rog. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 1 a fost deja votat. 2. Proiect de hotărâre numărul 240 din 2-11-2022 privind completarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 112 din 29-6-2022. Intervenții, vă rog, domnul consilier. Da. Bună dimineața, stimați colegi. Domnule președinte de ședință, ar trebui să lămurim două aspecte aici. Accesul în sala de ședințe se realizează în limita locurilor disponibile, limită care este apreciată și stabilită de către președintele de ședință. În cazul în care afară avem 70 ziariși care așteaptă să intre, iar președintele de ședință constată că avem doar 5 locuri disponibile, cum vom proceda? Cum vom proceda și
cine va decide care sunt acei 5 ziariști care vor intra? În ce ordine vor intra și cum se va face accesul în sala de ședințe în cazul în care sunt mai mulți decât locurile disponibile? E normal să, nu știu, să găsim o procedură prin care să vină o delegație. Vă referați la cetățeni sau la ziariști? Nu, la ziariști, pentru că despre ei este vorba. Primul venit, primul servit, când nu mai sunt locuri, dar știți că și în sala de ședințe e ca în autobuz, locuri pot fi și în picioare, nu neapărat numai pe scaune. Păi, cu totul, mă refer la accesul în sala de ședințe. Noi ne manifestăm deschiderea de a participa jurnaliștii la ședință, dar e normal ca președintele de ședință să ia o decizie. E normal că pot apărea situații neprevăzute, așa cum spunea și dumneavoastră, să fie 70. Eu nu cred că avem 70 cu toții în municipiul Buzău. 7, nu 70, 7. A, 7, scuze. În regulă, în regulă. Al doilea aspect ar fi cu privire la riscul epidemiologic. Este evident că vom respecta deciziile instituțiilor abilitate care vor reglementa acest aspect. Aș vrea să-mi explicați de ce ar fi nevoie de o suprareglementare, practic, printr-un punct în acest proiect. Domnule consilier local, așa cum v-am menționat și anterior, aici nu este vorba de o dublă reglementare, ci doar să face precizarea că atunci când instituțiile competente ale statului vor declara situațiile cu risc epidemiologic, atunci prevederile regulamentului consiliului local referitoare la intrarea presei în sala de ședințe nu se mai aplică. Atât. În regulă, mulțumesc. Ok, mulțumesc. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 245 din 15-11-2022 privind indexarea la nivelul municipiului Buzău a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5,1%. Intervenții? Dacă nu sunt intervenții, vă supun la vot. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc! 4. Proiect de hotărâre numărul 292 din 29-11-2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la municipiul Buzău și a regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă. Intervenții? Vă rog, domnul consilier. Aici aș doar vreau să intervin, să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Aștept acest proiect de 2 ani de zile, știți că l-am depus, însă aveți foarte mult de muncă pentru a implementa un proiect foarte greu din punctul meu de vedere. Mult succes la implementarea lui și dacă aveți nevoie de ajutor, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre numărul 293 din 5-12-2022 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2023 pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora. Intervenții? Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc! 6. Proiect de hotărâre numărul 296 din 6-12-2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din municipiul Buzău. Vă rog, domnul consilier. Aici vreau să lămurim câteva aspecte, pentru că sunt două proiecte, domnule viceprimar, care, din punctul meu de vedere, se coroborează. Mă refer la acest proiect de mărire a tarifelor la deșeuri, dar și aprobarea condițiilor de costuri ale OIREP-ului. La articolul 3, la acel proiect, se specifică foarte clar că costuri, banii încasați de la OIREP, da, ar trebui să se vadă în factura cetățenilor, doar că în acest proiect, dacă vă uitați la tariful desfășurat, nu veți vedea acea sumă scăzută. Drept pentru care o să-l rog, dacă se poate, pe domnul director să ne explice cum va proceda, pentru ca cetățenii, da, să înțeleagă mai bine acest aspect, pentru că nu vor plăti 20 de lei
pe factură, vor plăti mai puțin, dar o să ne explice domnul director cum este proceda. Foarte important, pentru că acum noile modificări legislative permit o defalcare foarte clară a tarifelor, astfel încât cetățeanul care respectă legea și face o colectare separată să beneficieze și de anumite reduceri. Să exact, și acel 20 de lei. Chiar rog pe domnul director Liviu Mocanu să vă dea mai multe detalii. Da, în primul rând, aceste modificări au avut la bază armonizarea cu ordonanța 133, care a apărut la 30 septembrie și a intrat în vigoare atunci, și ordinul 640 al ANRSC-ului, pe baza cărora s-au și calculat tarifele. Sunt niște modalități de calcul aproape noi, în întregime, dar mai corecte, zicem noi, adică fiecare cetățean acum va avea pe factură cam 8 poziții, adică la deșeul menajer, atât la deșeul menajer cât și la reciclabil, va avea pe factură prețul pe persoană a colectării, a depozitării, a sortării, a cecului, adică taxei care se plătește la fondul de mediu, și, bineînțeles, reducerea ca urmare a colectării separate, cu minus. Ultima poziție, asta va fi. Tariful, conform ordinului 640, se fundamentează fără această reducere, adică un tarif pe tonă, din care derivă tariful pe metru cub la agent și tariful pe persoană la persoane fizice. Ulterior, ca urmare a încheierii contractului cu IREP-urile și cu, mă rog, cantitățile pe care le valorificăm și pentru care ei plătesc acea subvenție, se va reduce această factură prin suma pe care OAT Buzău o va transmite către noi. În lunar. Da, se poate face lunar, trimestrial, semestrial, dar am stabilit să se facă lunar ca cetățeanul să vadă în fiecare lună această reducere. Bineînțeles că lunile ianuarie și februarie, având în vedere că întotdeauna s-au vândut cantități mai mici, reducerea va fi mai mică, dar o să fie o reducere mai mare în lunile următoare. Acum am văzut în proiectul de hotărâre 299, acel cu OIREP-urile, că ați trecut și ați făcut foarte bine că în fiecare lună se va transmite către noi o valoare medie a acestei sume de OIREP-uri pe care noi trebuie să reducem și să recalculăm tariful la persoană. Și cred că e foarte bine așa. Adică nu trebuie să așteptăm până când se vor încasa majoritatea sumelor de la OIREP-uri. Ci aici, domnul director, dacă îmi permiteți o scurtă precizare, vor fi bani foarte bine gestionați, sau ei vor fi, se vor găsi în mod distinct în buget. Vom ști exact ce sume am încasat de la OIREP după confirmarea de la reciclator, ce vor fi virați în conturări și va fi făcută această reducere pentru cetățean. Doar că această reducere nu se va face în momentul în care veți încasa dumneavoastră banii, ci în fiecare lună cu media deja pe care o puteți calcula din estimările pe care le faceți plus valoarea contractului cu OIREP. Așa spune articolul 3. Aveți dreptate, dar în momentul în care va fi un surplus, să spunem, în luna următoare, automat el va fi împărțit la toți titularii de contract. Și se va face reglajul. Să înțelegem. În fiecare lună, valoarea facturii va fi mai mică cu această medie încasată de la OIREP. Da, da. Perfect. Sigur. Foarte important este ca noi trebuie să știm să le explicăm cetățenilor că este acum mult mai important ca până acum să colectăm separat corect. Pentru că vor vedea în factura acea reducere și cu cât va fi colectarea mai bună, cu atât reducerea va fi mai mare. Este clară treaba asta. Deci ei nu vor plăti acei 20,17 lei cu TVA, ci vor plăti mai puțin, în funcție de cât se va colecta separat și se va valorifica. Și mai important, acest proiect de hotărâre este coroborat cu celălalt privind dublarea tarifului de salubrizare pentru cei care nu fac colectare separată. Vom veni cu o procedură distinctă. Iată că acum o problemă intens semnalată de cetățeni, domnule, eu fac colectare separată, dar ce câștig din chestiunea asta? Iată că acum va plăti un tarif corect și va beneficia și de această subvenție de la OIREP, care va contribui la scăderea facturii lunare la salubritate. Dacă ne referim la anul ăsta în curs, reducerea pe persoană a fost în jur de 2 lei și ceva, 2 lei 37, mă rog, poate fi mai mult sau poate fi mai puțin. Deci din acea creștere de 3 lei, 2 lei ceva va fi reducerea, adică creșterea de fapt prin tarif va fi până într-un leu, 70 de bani sau știu, 63 de bani acum, o să vedem cum evoluează cantitățile valorificate. S-au mai scumpit și reciclabile? Acum
au fost la niște prețuri foarte bune până în iunie, mai-iunie, acum sunt în scădere. Dar credem că prețurile o să-și revină. Mulțumim, domnul director. Da. Domnul director, care este opinia dumneavoastră referitor la o hotărâre de Consiliul Local din 2017, prin care societățile comerciale care la SIDI sunt obligate să semneze, indiferent dacă au activități sau nu au activități la sediu, să semneze un contract cu societatea dumneavoastră. Sediu social? Da, sediu social. Adică au pe raza municipiului. Menționez că la Registrul Comerțului, în momentul când dă un extras, specifică dacă sunt activități sau nu sunt activități la sediu. Iar dumneavoastră ne cereți, adică nu, printr-o hotărâre de Consiliul Local din 2017... Este o lege, domnul consilier, care dublează acea hotărâre de Consiliul Local. Legea nu distinge dacă agentul economic are sau nu are activitate. Legea spune că orice agent economic are obligația de a avea contract de salubritate. Punct. Înseamnă că legea este proastă. Nu, dar la Registrul Comerțului... Să modifice cine a făcut-o. La Registrul Comerțului reglementează clar dacă are sau nu activități. Sunt de acord cu dumneavoastră că am mai avut această discuție cu agenții economici care au fost vizitați de poliția locală pentru că nu au contracte de salubrizare, însă legea nu face această distinție. Dacă are activitate sau nu are activitate. Noi nu avem decât să respectăm legea. Bun, și ca să completez, am discutat treaba asta cu aparatul primăriei și am zis că să nu dăm cu barda cumva și să-i punem să plătească pe oamenii aia foarte mult, nu știu, 0,5 metri cub cât era cantitatea minimă în regulament. Și atunci am luat decizia să facem o modalitate de facturare pentru ei ca un abonament cu 12 sau 14 lei lunar, adică ceva simbolic. Și așa se întâmplă acum. Am înțeles. Mulțumesc. Pentru cei care nu au activitate. Da. Da. Mulțumesc, domnul director. Așadar, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 296 din 6-12-2022 privind modificarea contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău. Intervenții, dacă nu vă supun la vot acest proiect de hotărâre? Domnul viceprimar, dacă îmi permite. Vă rog. Aici tariful nou este strâns legat de cealaltă hotărâre. Tariful nou de depozitare este de 226 de lei pe tonă plus TVA, dar trebuie să știți că acest tarif conține 80 de lei pe tonă plus TVA, acea contribuție pentru economia circulară care se virează la fondul de mediu, adică e ca și TVA-ul, nu sunt banii noștri, încasăm și virăm mai departe. Și fondul de închidere și monitorizare post-închidere a depozitului. Adică din momentul în care în depozit pui o tonă, prima tonă pe care o pui, ești obligat să constitui prin tarif acest fond de închidere, adică tu peste 25 de ani sau știu eu, 30 când se termină depozit, tu trebuie să îți asiguri de acum. Nu sunt banii noștri, îi punem într-un cont separat, nu avem voie să-i folosim pentru altceva, purtător de dobândă, bineînțeles, și peste o anumită perioadă când se face închiderea conform proiectului de închidere, trebuie să folosim acești bani. Mai mult decât atât, acești bani constituiți, care se numește fond de închidere și acum este la nivelul de 49,5 lei pe tonă, pe tona depusă, va avea și o componentă de monitorizare post-închidere, adică 30 de ani din momentul închiderii, noi suntem obligați să monitorizăm analize de apă, sol, aer, pază, etc. Deci din tariful de 226 de lei pe tonă, 80 de lei reprezintă contribuția care se plătește la fondul de mediu, aproape 50 de lei acest fond de închidere și doar 96 de lei reprezintă tariful de gestionare a grupii. Mulțumim, domnul director. Așadar, proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre numărul 297 din 6-12-2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorrectă a deșeurilor municipale din municipiul Buzău. Exact ce spunea domnul consilier în referitor la această completare. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre numărul 299 din 9-12-2022
privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor din ambalaje, din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubritate și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri, organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre numărul 300 din 12.12.2022 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2023-2024. Vă supun la vot acest proiect. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre numărul 301 din 12.12.2022 privind aprobarea dobândirii de către municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință curs construcții, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soții II și ITM. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre numărul 302 din 13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliu în municipiul Buzău care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariu minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie în vederea plății serviciului de salubrizare. Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre numărul 303 din 14.12.2022 privind suspendarea contractului de management al doamnei FDP, director manager al Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghinoman Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre? Nu e cu buletin de vot, la următorul. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre numărul 304 din 15.12.2022 privind stabilirea la nivelul municipiului Buzău a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Vă rog, domnul consilier, și o precizare întâi din partea domnului secretar. La anexa 2, la valoarea impozabilă lei pe metru pătrat la nivelurile pentru anul fiscal 2023 indexate cu rata inflației, la litera A, în loc de 11.671, este 1.171, s-a strecurat un 6 în plus. Domnule colonel, mulțumesc pentru observații. Vă rog, domnul consilier. Da, ar trebui să precizăm că taxele și impozitele nu se indexează doar cu 5%, ci pentru o anumită categorie de cetățeni taxele și impozitele se măresc cu între 18 și 50% și aici mă refer la proprietarii de terase. Respectiv la anexa 9, litera F, da? Pentru toate cele trei categorii de taxe, da? Instituite acestor persoane, acestor antreprenori, taxele cresc între 18 și 50%. Drept urmare, vă propun să revenim, da? Nu înțeleg, este discriminatorie această măsură. Sigur că da. Sigur că da. Cuvântul domnului director Cristi Ceaușel să ne explice situația. Vă rog să terminați, dacă ați terminat. Vă rog să-mi spuneți de ce s-au mărit taxele și impozitele doar pentru aceste categorii de cetățeni. Deci, în momentul în care se lansează în dezbatere publică proiectul pentru anul următor, serviciile de specialitate și nu numai serviciile de specialitate din cadrul primăriei Buzău, ci orice cetățean pe perioada dezbaterii publice poate veni cu propuneri și cu amendamente vis-a-vis de proiectul pe care l-am lansat în dezbatere publică și pe care ulterior îl aducem spre aprobare la Consiliul Local Municipal. Serviciile de specialitate din cadrul primăriei Buzău au venit cu referate către Direcția de Impozite și Taxe Locale, prin care au amendat anumite taxe și impozite ce urmează
a fi utilizate în activitatea lor curentă, aici vorbim în speță de către Serviciul Patrimoniu, care prin referatul pe care l-a înaintat către Direcția de Impozite și Taxe Locale a avut mult mai multe solicitări vis-a-vis de modificările pe care dorește să le implementeze în nou proiect de lege, făcând analize comparative cu alte costuri care se practică în unități administrativ-teritoriale similare cu cele ale Buzăului, în momentul în care am plecat de la bază, ca să spun așa, în fiecare an, acea bază este indexată cu această rată a inflației și am constatat că la punctul F de care vorbiți dumneavoastră, aveam acele taxe mult sub nivelul celor care se practică în mod obișnuit la nivel național. De aici a venit propunerea serviciului respectiv ca ele să fie majorate nu doar cu rata inflației, ci să fie aduse cumva la nivelul pieței din România. Vă rog. Aveți la îndemână câteva exemple, pentru că ne-ați spus că ați făcut o analiză comparativă. Nu, serviciul de specialitate a făcut aceste analize și a venit cu propunerea. Nu mi s-a pus la dispoziție. Nu avem o comparație, dar această mărire, repet, este discriminatorie, având în vedere că țintiți doar o categorie restrânsă de cetățeni. Nu cred că este în regulă să vă adresați doar celor care dețin aceste terase. În momentul de față, când veți face o mărire a taxelor și impozitelor, îi veți băga și pe dânsii. Dar nu consider, da, că este necesară această mărire, mai ales cum s-a făcut această mărire de la 18%, de exemplu, pentru terasele provizorii, în extensia construcțiilor provizorii în perioada de la punctul 1, cu 18% și la 50% o mărire cu trasele provizorii între 1 noiembrie și 31 martie. Cum s-au făcut? Deci, repet, la momentul în care s-a adoptat prețul per metru pătrat pe zi pentru taxa respectivă, momentul inițial, care a fost acum 5 ani de zile, aceste taxe au fost mult subdimensionate. Adică s-a plecat de la o bază mult prea mică față de... Nu vreau să vă aduc aminte cei care sunteți din fostul Consiliu Local, inițial se plătea taxă acum pe 5 ani. Acum 5 ani se plătea pe centimetru pătrat, cât ocupa fiecare picior de scaun din terasa respectivă. Ei aveau 200 de metri de terasă, dar plăteau pentru cât ocupă piciorul mesei, cât ocupă piciorul scaunului și veneau și plăteau 10 metri pătrați din 200 utilizați. Atunci s-a întâmplat. Care sunt baza a fost, repet, la vremea respectivă, baza de calcul a fost mult prea mică față de cât ar fi fost normal să fie. Vă aduc la cunoștință că în fiecare an s-au indexat aceste taxe și impozite, dar aș vrea să vă spun să vă întreb care este impactul bugetar, având în vedere această mărire. Cu cât se mărește încasarea la bugetul local în cazul acestor mări? N-am un calcul făcut, pentru că fiind provizorii, nu știm câți dintre cei care își deschid o asemenea activitate pe perioada verii sau când și-o desfășoară. Aici o completare, domnul director. Domnul consilier, vor veni pentru a solicita un acord pentru ocuparea domeniului public la primărie. Noi nu știm la momentul ăsta... După... Nu, la moment, toate acordurile vor expira la 31 decembrie. Nu știm câți vor solicita un nou acord pentru anul viitor. E și normal. Dar când faceți astfel de măriri de taxe și impozite... Nu, ne-am aliniat, așa cum v-a spus domnul director, ne-am aliniat la nivelul taxelor existente la nivel național. Dar nu ne putem spune o analiză comparativă, nu avem la dispoziție. Că să ne dăm și noi seama dacă... O să-i rog pe colegii de la Patrimoniu să vă prezinte o astfel de analiză pentru ședința următoare. Argumentul necesar pentru care trebuie să fie aduse aceste taxe la acest nivel. Domnule președinte de ședință, vă propun amendament... retragerea propunerii de mărire a taxelor pentru cei care dețin terase provizorii. Trebuia să depuneți amendamentul la Secretariatul General? Nu. Legea îmi dă voie să depun amendament în plen. Și puteți să spuneți ce încalcă de acolo? Da, articolul la care prevede cum să fac amendamentele, pe care l-ați invocat acum vreo codul administrativ îmi permite să depun amendamente. Înseamnă că aruncăm în derizorul reglementarea privind formularea de amendamente în Consiliul Local, aprobat procedura prin... Păi nu, oricum, acel proiect
acel proiect știți prea bine cum a fost aprobat și nu respectă, din punctul meu de vedere, legea, respectiv codul administrativ. Codul administrativ îmi permite să depun amendamente. Domnul consilier, propuneți amendamentul. Amendamentul este următor, revenirea la taxele și impozitele de acum un an pentru proprietarii de terase provizorii. Vă supun la vot amendamentul propus de domnul... Indexate cu 5,1. Indexate, bineînțeles, cu 5. Vă supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Irinel Cârste. De ce mă împotrivă? N-ai zis că revin. Amendamentul a fost respins. Vă mulțumesc. Vă supun la vot proiectul în ansamblu cu o singură precizare. La anexa 9 s-a strecurat o eroare materială. În loc de 2021 a se citit 2023, vă rog. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Le facem votul să ceva. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 3 abțineri și 3 voturi împotrivă. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre numărul 305 din 15-12-2022 privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor din municipiul Buzău, a căror pază se asigură de Direcția Poliției Locală Buzău. Vă supun la vot. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre numărul 307 din 16-12-2022 privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Buzău pentru implementarea proiectului Hub de Servicii. Aici sunt codurile MMSS și MMSS, cod mai smis 130.963. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. A fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre numărul 308 din 16-12-2022 pentru completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău numărul 66 din 29-3-2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Este vorba de sala sportului Romeo Iamandi. A fost votat proiectul în unanimitate. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre numărul 309 din 19-12-2022 pentru aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a Spitalului Județean de Urgență Buzău a unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 19. Proiect de hotărâre numărul 310 din 19-12-2022 pentru aprobarea solicitării de trecere a unei părți din imobilul 326 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău. Vă rog să votați. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 20. Proiect de hotărâre numărul 311 din 19-12-2022 privind numirea unui manager interimar al Centrului Cultural și Educațional Alexandru Malghinoman Buzău. Avem buletine de vot, vă rog să votați. Rezultatul votului 19. Vă rog, dragi colegi, 19 voturi da, un vot anulat. Mulțumesc. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc. 21.
Proiect de hotărâre numărul 312 din 21.12.2022 pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău numărul 229 din 20.12.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM0838 Buzău în domeniul public al UAT Municipiul Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenurilor înscrise în cărțile funciare numărul 72695 și 72696 a UAT Municipiul Buzău. Vă supun la vot proiectul. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 22. Proiect de hotărâre numărul 313 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării de buget pe anul 2022 al RAM Termoverde SRL. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi și 2 abțineri. Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre numărul 314 din 21.12.2022 privind propunerea de a declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local, 8. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc! 24. Proiect de hotărâre numărul 315 din 21.12.2022 privind aprobarea modificării 2 a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău numărul 206 din 7.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022-2023. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 25. Proiect de hotărâre numărul 316 din 22.12.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului Centru de Excelență pentru Învățământul Dual Tehnic Preuniversitar și Universitar Buzău, a aprobării notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect în cadrul apelului de proiecte, program pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, pilonul 6, politici pentru noua generație, componenta C15, educație, reforma 4, crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, investiția 6, dezvoltarea minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. 26. Proiect de hotărâre numărul 317 din 22.12.2022 privind rectificarea 11 a bugetului municipiului Buzău pe anul 2022. Aici domnul secretar are o precizare legată de acea anexă. Îi dau cuvântul doamnei director. Vorba de îndreptarea unei erori. Bună ziua! A fost și comunicată ieri prin mail. La proiectul de hotărâre privind rectificarea 11, vă rog avizare, aprobare corecției erori, și anume la anexa 3C/2, pagina 2, poziția 3, de la capitolul locuințe servicii, pe coloana credite interne, corect este 811,14.000 lei și nu 811,4.000 lei. Iar la anexa 3A, pagina 2, studii de fezabilitate, poziția 5, corect, este 10.000 lei și nu 160.000 lei și la pagina 3, poziția 35, corect, este 160.000 lei și nu 10.000 lei. S-au inversat între ele. Mulțumesc frumos! Mulțumim, doamna director! Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.
27, proiect de hotărâre numărul 318 din 22.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2023. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Mulțumim, domnul Dinu, și felicitări. Îi dau cuvântul domnului primar pentru ultimul punct pe ordinea de zi. Stimată doamnă consilier Ana Gheorghiu, stimați colegi, vă mulțumesc pentru colaborarea de anul ăsta. S-au votat o mulțime de proiecte care s-au transformat în hotărâri de Consiliu Local, care au ajutat și ajută la funcționarea și dezvoltarea orașului nostru. Anul ăsta a fost un an și cu cel puțin două încercări majore. Mă refer aici la suspendarea plăților pe fonduri europene în urma unei plângeri penale, dată anonimă și trimisă prin poștă. Și a doua încercare a fost decesul directorului general și al patroanei firmei care lucrează în piața Dacia și pentru care până la urmă s-a găsit o soluție juridică și acest proiect merge mai departe și țin aici să informez că un domn care este șeful unui partid a declarat că trebuia acest proiect să se finalizeze până la sfârșitul acestui an. Nu a existat un asemenea termen. Termenul final era în luna martie anul viitor și probabil se va mai suspenda pe timpul iernii vreo lună, două și acest proiect, ca și toate proiectele de altfel care sunt începute în acest moment, vor fi finalizate până la jumătatea anului viitor. Deci, majoritatea acestor proiecte se desfășoară pe fonduri europene. Lucrăm acum la bugetul pentru anul următor. Pe 3 ianuarie îl vom pune proiectul de buget în dezbatere publică. Așa cum știți, este unul din primii ani, domnul Cubandru, eu nu mai amintesc, a fost un an în care să avem buget anul ăsta pentru anul viitor. Foarte rar, da, foarte rar. Da, și oricum e un moment deosebit pentru că ne vom putea derula investițiile la timp și acest lucru ne va ajuta foarte mult. Aș mai spune că sunt semne bune pentru anul viitor și pentru anii următori, pentru că deja suntem, doamna Luminița Colțeanu, cred că la vreo 140 de milioane de euro până în momentul ăsta. Și în continuare echipa de la primărie se pregătește pentru multe alte proiecte care cu siguranță vor finanța multe proiecte așteptate în municipiul nostru. Vă mulțumesc, vă doresc la mulți ani, multă sănătate acasă alături de cei dragi. Mulțumim, domnul primar. Permiteți-mi și mie să vă urez sărbători cu bine și la mulți ani și să ne vedem sănătoși în noul an cu mai multă putere de muncă. Felicitări și o zi bună tuturor!